Domnule prim-ministru, domnilor miniștri, domnilor parlamentari, stimați invitați, doamnelor parlamentari, mă scuzați, stimați invitați, doamnelor și domnilor, evaluarea anuală a unei activități nu presupune, în primul rând, să ne lăudăm, nici să ne plângem, ci cred că este un moment potrivit în care trebuie să lansăm o discuție despre ceea ce este de făcut pentru a crește eficiența instituțiilor noastre. Și de aceea, ca de obicei, eu am să fac doar câteva precizări de natură tehnică și strict limitate la atribuțiile Ministerului pe care îl conduc și la activitatea procurorilor. În primul rând, aș vrea să apreciez că principalul colaborator în activitatea noastră este Ministerul Administrației și Internelor, prin structurile sale, Poliția Națională, Poliția de Frontieră, Direcția Generală Anticorupție, Jandarmeria și Direcția Generală de Informații și Protecție și am să încerc pe scurt să fac referiri la fiecare dintre aceste structuri. Cred că noi, procurorii, cunoaștem cel mai bine problemele cu care toate structurile enumerate se confruntă, în primul rând pentru că avem aceleași probleme. O creștere anumată a volumului de activitate, lucrăm într-un sistem în care volumul de activitate aproape că s-a triplat în ultimii 10 ani, deși numărul de procurori este aproximativ același. Anul acesta s-au înregistrat peste 1.700.000 de dosare. Poate este o cifră pe care unii dintre dumneavoastră se întreabă de ce o tot repet. Este simplu, pentru că la populația adultă a României înseamnă că unul din 4 cetățeni este implicat într-o formă sau altă în dosar penal. Aceste date statistice demonstrează că volumul mare de activitate nu este influențat de evoluția infracționalității, care nu are o creștere similară, ci de probleme legislative sau de sesizări de cel mai multe ori fără finalitate. În același timp, legislația a suferit modificări sufoase și repetate. Este principalul motiv pentru care, așa cum am zis și la bilanțul celorlalte structuri, cred că este important să ne stabilim aceleași priorități de politică penală și să alocăm resurse către aceleași domenii. Cele mai mari probleme apar atunci când urmărim obiective diferite și priorități diferite. Pentru că ne irosim resursele și nici unii, nici alții nu o să reușim să ne definim ceea ce ne-a propus. Politica penală a statului este unică și de aceea trebuie să răspundem în același fel nevoilor societății, precum și producțiilor infracționale. Realitățile sociale și economice au impus anul trecut combaterea infracționalității economice, în special evaziunea fiscală și contrabanda, ca unul dintre domeniile prioritare, atât al Ministerului Public cât și al Ministerului de Interne. S-au constituit acele grupuri de lucru la nivel teritorial, în care au participat procurori, polițiști, ofițerii Serviciului Român de Informații. S-a abordat în mod flexibil de către fiecare grup o strategie locală, care a fost ajustată permanent și au fost obținute și rezultate. S-a dublat numărul de rechizitorii în ceea ce privește infracțiunea de contrabandă, s-a dublat numărul persoanelor care au fost față de care s-au luat măsuri preventive în acest moment și a crescut 28% numărul de rechizitorii de infracțiune de contrabandă. Cred că numai în acest fel de colaborare ne putem asigura că resursele investigative sunt analizate spre dosarele importante și evităm să utilizăm fondul de la bugetul de stat pentru a evita lucruri, pentru că 90% din dosarele care sunt înregistrate primesc soluții de netrimitere în judecată. Răspunsul real pe care îl dăm în lupta cu infracționalitatea economică financiară nu constă doar în numărul de rechizitorii, constă și în recuperarea prejudiciilor. Și de aceea, împreună cu poliția, cu autoritățile financiare, trebuie să găsim soluțiile cele mai potrivite pentru a identifica și confisca cât mai multe bunuri. Cred că deficiența sistemului actual, care mi-a fost semnalată mai multe ocazii de către procuror, este aceea că indicatorii statistici stimulează polițiștii să se concentreze cu precădere asupra cauzelor simple. Ne dorim cu toții polițiști proactivi, care ies din birou, care caută infracțiuni, însă de foarte multe ori sesizările din oficiu sunt pentru fapte lipsite de importanță sau pentru fapte care au prejudicii minime. Supraîncărcarea organelor judiciare cu sesizările
referitoare la fapte minore, pentru care trebuie să efectuăm aceleași cercetări și trebuie să respectăm aceleași exigențe procedurale, ne limitează posibilitatea de a ne concentra asupra cauzelor cu adevărat importante. În opinia noastră, această problemă ar dispărea dacă polițistul ar fi evaluat, în primul rând, după numărul de rechizitorii împocmite și numărul de condamnări obținute în dosarele sale, așa cum se întâmplă în cazul procurorilor. Aș dori să mulțumesc domnului ministru Berca pentru deschidere, pentru colaborarea relativ scurtă până în prezent, dar cred că semnarea acestui protocol de care dumneavoastră vorbea este un prim semn că se dorește o schimbare din acest punct de vedere. În discuția pe care le-am avut cu domnul ministru, am căutat acele soluții care să conducă la creșterea celerității și a calității în soluționarea cauzelor penale, în special în domeniul corupției, pentru că este unul dintre domeniile pentru care suntem monitorizați. Anul acesta va fi o evaluare pe o termen de 5 ani de zile și cred că este important, până la raportul din vară, să înregistrăm progrese noi în combaterea acestui fenomen. Este pentru prima dată colaborarea dintre Ministerul Public și Ministerul de Interne când a fost semnat un protocol comun prin care s-a stabilit să avem aceiași indicatori statistici, același mod de evaluare a activității, pregătire profesională comună pentru a avea practici unitare și aplicare uniformă a legislației în domeniu. În același timp, noutatea acestui protocol constă în aceea că se va aplica tuturor structurilor din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, inclusiv Direcții Generale de Informații și Protecție Internă. Dacă vrem să vorbim de schimbare radicală, semnarea acestui protocol presupune că sistemul de evaluare a activității să fie modificat radical, principalul criteriu fiind finalitatea investigațiilor, calitatea informațiilor transmise și nu numărul lor. O prioritate comună în acest an, cred că trebuie să fie implementarea dispozițiilor noului cod penal și a noului cod de procedură penală. Dacă legea micii reforme, care a modificat la câteva articole, a generat practici neunitare și a trebuit să ne implicăm pentru a elabora puncte de vedere pentru interpretarea unitară a legii, nu vreau să mă gândesc ce se va întâmpla atunci când dispozițiile noului cod de procedură penală vor intra în vigoare. De aceea, sistemul trebuie să fie pregătit pentru a-și însuși și pentru a putea aplica corect dispozițiile noilor coduri. Un alt element esențial care ține de colaborarea dintre instituțiile noastre este calitatea informațiilor furnizate parchetului de către Direcția Generală de Informații și Protecție Internă. Am remarcat eforturile conducerii direcției de a-și reorienta activitatea. Însă, dacă se vor raporta la aceleași criterii la urmă cu 20 de ani, riscă să acorde o atenție prea mare unor cifre care nu spun nimic, uitând care este scopul final. Și în acest domeniu, cred că se impune să instituim un sistem de evaluare a calității informațiilor prin prisma finalității judiciare. Ar fi util să vedem, poate semestrial sau anual, ce procent din informațiile transmise parchetului se finalizează în rechizitoriu. În acest mod, am putea să identificăm categoriile de informații care sunt validate în faza judiciară și care conduc la condamnări. Aș vrea să mulțumesc, în primul rând, domnului ministru Ilaș pentru colaborarea pe care am avut-o anul trecut. Aș vrea să mulțumesc șefilor tuturor structurilor cu care am colaborat. Însă, colegii m-au rugat, la mod deosebit, să adresez mulțumiri conducerii Poliției de Frontieră pentru modul în care au lucrat atât în dosarele Direcției Naționale Anticorupție, dar cât și în celelalte cauze. Sper ca în acest an să colaborăm la fel de bine și cu Direcția Generală Anticorupție și cu Jandarmeria Română și să reușim să ne finalizăm împreună proiectele propuse. Domnul ministru Berca a ridicat problema competenței de PIA. Este o problemă care s-a discutat în cadrul întâlnirilor comune. Sigur că se poate face și o modificare legislativă, dar până la acea modificare legislativă, eu cred că actuala legislație special dispozițiile codului de procedură penală permit ofițerilor de PIA să efectueze acte de urmărire penală prin delegarea procurorului și în alte cauze decât în cele care sunt implicate polițiști. Și dacă ar fi să ne amintim anul trecut, au fost foarte multe cauze care au avut obiect achiziții publice sau care au fost investigați primar de comune, primar de municipiu.
solicitare de ea a fost delegată pentru coarte de numere de NAD, acte care au fost validate și în instanța de judecată. Deci, până la eventuale modificare legislative, eu cred că trebuia să poate implica și în astfel de cauze. În final, aș vrea să vă spun că este adevărat că unul dintre principiile proceselor din sistemul judiciar este că se desfășoară contractitoriu și uneori mi se pare firesc să existe contradicții între instituțiile noastre. Dar să nu uităm în schimb că, deși noi le numim diferențe de opinii, aceste contradicții se traduc în prejudicii de încredere și imagine publică. Neîncrederea în ceea ce facem nu se naște doar din conflictarea oamenilor cu instituțiile noastre, ci se naște și din incoerențe de comunicare, din competiția absurdă dintre instituțiile noastre sau chiar din conflictul dictat de orgoliu. Ca atare, fără voință de schimbare, de schimbere, fără rușinare, fără solidaritatea dintre instituțiile noastre, din interiorul sistemului, dar și în afară, nu vom reuși să construim nimic validat și durabil. Vă asigur că voi face tot ce pot pentru ca dumneavoastră să simțiți permanent în propriul lor că sunt partenerii dumneavoastră și să aveți încredere întotdeauna atunci când lucrați cu ei. Vă asigur de întreaga deschidere a Ministerului Public pentru colaborare și sper ca împreună să găsim soluții la toate problemele.